Da, ne-am mutat, putem să ne certăm și mai tare, putem să folosim și un limbaj mai colorat, că suntem pe net. Discutam despre oamenii care vor fi cumva dați la o parte din administrație, că asta e de fiecare dată când vine dreapta la putere în România și poate vorbim un pic și despre guvernul ăsta și ce se va întâmpla, bugetarii sunt amenințați. Dar de fiecare dar dată... nu e o amenințare. Numai puțin, dar e o de fiecare dată... Pentru că uh, și uh, dumneavoastră ăștia mai de stânga, cum vă ziceți, Aja. eu nu fac diferența asta. Eu intru în jocul ăsta dumneavoastră da, acum da. pentru plăcerea celor okay, care ne okay. urmăresc. Dar eu nu fac uh, jocul ăsta. Eu cred că e nevoie la fel de mult de uh, antreprenoriat cât e nevoie și de stat și statul trebuie să aibă un rol clar. Și e nevoie și de asistență socială, Așa cum e nevoie, v-am spus, de uh, stimularea antreprenoriatului să investească, să, creează locuri, să creeze locuri de muncă pe bune, care să fie pe bune, bine plătite. Deci nu intru în, uh, în da, da, jocul ăsta. Da. În Parlamentul European mă uh, întreabă lumea, domnule, de ce ești de sau de o dreapta și eu zic de centru. Și chiar pe bune, acolo, în grupuri nu suntem de centru, între popular și socialiști. Deci nu despre asta e vorba nu pun problema să, acum cum fac să dau afară niște oameni din administrația publică ca să fac economii la buget. Nu în felul ăsta o să fac economii la buget dacă ajung prim-ministru, ci uh, creind uh, eficiența cheltuirii banului public. Acum avem o grămadă de găuri negre în care să duc banii păi nu, fără da, să știm de unde se duc. Da, Dar filtrul nu e ca să dau afară oameni, ci ca să profesionalizeze administrația publică. E Și ce se întâmplă cu ea care nu trec? Păi cei care nu trec într-o primă fază pot să treacă în faza a doua pentru că pot să se formeze. Dar eu vreau okay. să separ grâul de neghină pentru că trebuie să, aici trebuie să recunoașteți. Au fost angajați în administrația publică și centrală și uh, locală da? și chiar și în educație, poate mai puțin în sănătate. Au fost angajați oameni păpile pe rețele de partid pe nepotisme, pe apropiere se, se de 30 de ani, au făcut -o toate departe. partidele. Ei, da, da de aia asta, eu acuz USR se că în loc să se opună opri. tuturor partidelor, se opune doar PSD-ului. Dar PNL, cât a fost la putere, a făcut acele partidelor, dar haideți ha, deci, cei care acum sunt la putere de trei ani de zile sunt cei de la PSD care au exacerbat fenomenul ăsta. Deci, nu l-am mai întâlnit nici măcar înainte. Oh, domnul Cioloș, poate nu erați aici. Când a fost PDL la putere, da? Cât timp a fost PDL la putere, perioada aia, 2008-2012, cu Boc, prim-ministru cu tot, vreau să vă spun că în toate județele vă dau exemple concrete oamenii nu se puteau angaja nici măturători la o instituție publică dacă nu aveau viză de la PDL? Domnul Pătraru, am pretenția să cred că uh, sunt niște evoluții inclusiv de mentalitate care au avut loc în PNL okay. în ultimele în ultimii Așa ani. Așa sperăm să cu toții până Bun. vom fi dezamăgiți. Bun, haideți, haideți să dăm uh, creditul Așa asta. zic și ei că au învățat. Haideți să dăm creditul asta. Bun. Dar au înghițit pdl uh, Lucru pe care nu l-am văzut la... Uh, la... PSD, acolo din potrivă a crescut ipocrizia. Pentru că una ne-a vândut Liviu Dragnea în campania din 2016, din decembrie 2016 și cu totul altceva a servit din ianuarie 2017. De asta mă refer la PSD și de asta spun că acum avem ocazia să stârpim modul ăsta de a face politică. Dacă la PNL sau în altă parte, la partide care au mai trecut până la putere, vom vedea comportamentul să îl vom taxa așa cum îl vom taxa dacă îl vom vedea și la noi. Și avem discuții de genul ăsta și noi în plus și nu se re, legat de cum se abordă lucrurile astea, pentru că sunt reflexe. Oamenii când intră în politică, cei care nu au experiență în politică da. au cumva reflexul ăsta de a învăța de, de la cei de care la sunt. Cei Am văzut niște aici. imagini incredibile undeva în teritoriu unde era o manea să cânta la USR cu da, să trăiască domn președinte, viitorul președinte, Bun. nu știu ce. Adică iată cum se iau lucrurile astea și oamenii cum cumva pe foarte mult puterea îi ia de nascut totul Și, și doar perspectiva puterii. Da, ăsta e, ăsta e virusul cel mai, uh, cel mai periculos. Dacă ca să revin și să încheiem subiectul ăsta, da. deci eu nu vorbesc de uh, demiteri, de, de reduceri de posturi în administrația publică doar de dragul de a uh, reduce cheltuile bugetare. Vorbesc de o creștere a performanței administrației publice, de o creștere a calității serviciului public, de o da. transparentizare ca să reduci da. riscurile da. de uh, corupție uh, și de asta vorbesc de profesionalizare. Uh, Asta va merge mână în mână și cu digitalizarea. Digitalizarea, informatizarea va transparentiza unele din serviciile publice, va asigura o cheltuire mai eficientă a banului public și va obliga la profesionalizare. Eu aș vrea să dau posibilitatea de carieră și o perspectivă de carieră clară unor funcționari care chiar sunt... Sunt angajați acolo pe bune, care au competențe. Eu văd cu ce lucrez acum în Parlamentul European și am lucrat la Comisia Europeană și sunt români mulți. Dar oameni care puși pe un post după ce au trecut printr-un concurs, nu învățând pe de rost legislație cum se întâmplă la noi, ci testându-i capacitățile manageriale de sinteză. Correct. Dar -au, serviciu, relația -au 3000 de lei cu ceilalți. Sunt mulți funcționari în România care sunt Pătraru, Haideți să comparăm cât e salariul mediu acum în, în privat și cât e în, în public. Ce să facem în comparație? V-am mai auzit cu treaba asta la televizor. Pentru că, mi se pare o comparație foarte pentru că servi Pentru că în serviciu public din România, la nivelul la care funcționează economia acum, ești mai bine plătit decât în privat. Așa. Deci nu mai pot să. Deci spun problema că... e în privat, domnule Eu nu pot să compar, nu pot să compar uh, acum salariul din România cu salariul din Germania, din administrația publică. Dar pot să compar uh, raportat la uh, costul vieții din da. România cum trăiește un angajat în serviciu public în raport cu cel din serviciu privat. Și da. încă o dată, eu nu să spun. Aici avem eu nu concepții spun diferite. Că, nu spun că trebuie să reduc salariul din serviciu public. Spun că trebuie să cresc calitatea serviciului public. Da, da, asta se înțelege. Că ziceți, că ziceți a haideți stipul? să facem nu. o comparație. Nu nu înțelegeți, pentru că, Așa. Spuneți că sunteți de stânga și că sunt de dreapta. Așa, ziceți. N -a spus. Bine, nu, exact asta a zis. Nu. Haideți să facem o comparație între. Pentru că omul care stă și se uită și aici e foarte bine că punctăm, pentru că uh, o să ne înțelegem până la urmă. Vezi, de deci ideea care când se strigă această comparație și am auzit multă lume, inclusiv pe Dan Barna, foarte mulți useriști, oameni din PNL de asemenea, Orban, nu mai zic, domne, salariul ăsta e mare în sistemul public, în sistemul privat este salariul mai jos și atunci ele în mod normal trebuie, dar în opinia mea și cred că e opinia corectă, trebuie să, crească sectorul, corectă, trebuie să crească sectorul privat. Unde Absolut. atenție, în opinia mea, salariul e ținut jos și foarte artificial, prin tot felul de astfel de înțelegeri, domne, mergem acolo în România, noi căutăm profit cât mai mare, dăm salarii cât mai mici. Ideea e să aducem sistemul privat peste sistemul public, fără să umblăm aici la sistemul Dar public. Dar uitați-vă, noi avem acum un deficit de forță de muncă în privat pe salarii bune, adică forță de muncă calificată. Uh, și eu cred că acolo e uh, rolul statului, în primul rând, să creeze condițiile pentru ca cei care acum sunt necalificați sau nu muncesc din diferite motive, pentru că nu li se creează oportunitățile, pentru că n-au avut uh, acces la forță de muncă în zona în care locuiesc. Sunt diferite motive. Am discutat în minte și data trecută, da, da. dar uh, eu acolo aș investi imediat ce aș ajunge la guvernare în uh, formarea asta profesională ca să orientez forța asta de muncă disponibilă da? acum în Spre România, acele locuri. Înspre nu veți reuși, domnule. Vă zic calificate. de ce. În opinia mea, nu veți da? reuși, că e un exercițiu care nu are cum să reușească. Veți îmbogăți formând oameni, piața europeană a muncii, ceea ce nu e rău, da? dar acești oameni vor pleca. Pentru că odată calificați foarte bine, au vor avea de ales între un salariu pe care noi îl credem ok, de 3.500 de lei în construcții, vă dau un exemplu, da, da? și un salariu de, de 10.000 de lei în construcții. Și oamenii este vor spune, nou. bă, sunt calificat, unde mă duc? Mă duc acolo. Domnul Pătraru, aici, vă rog. dacă vreți, mergem împreună în Așa. Italia, în Spania, da. în Franța. Plătiți dumneavoastră. Când... Ger, plătesc da. eu. Vă Așa. invit eu. Mergem, mergem și ne întâlnim cu da firme cu companii cu capital 100% românesc care lucrează în construcții în zonele astea, okay. care au angajați doar muncitori români da. și discutăm cu ei și o să vă spună că chiar și cu câteva sute de euro, că nu e diferența atât, da, de, da, atât da. de mare, diferența de, cu câteva sute de euro mai puțin salariul în România în construcții ar veni să lucreze uh, aici. Uh, nu vorbesc de muncitori necalificați. Vorbesc de oameni deja specializați. Uitați, am întâlnit în Italia, de exemplu, la Milano, târgul expozițional din Milano, care e unul dintre cele mai mari din Europa, toate amenajările, compartimentările interioare, înainte și după fiecare târg Așa. de acolo, amenajările sunt făcute mai mult de jumătate de companii 100% românești, capital și uh, angajați. Pentru că oamenii s-au specializat. Okay. La fel în uh, construcții, uh, cartiere care se construiesc acum lângă Londra sau lângă Paris, unde finisajele le fac uh, români. Ei, oamenii ăștia ar veni să lucreze în România chiar și pentru un salar un pic mai mic dacă ar ști că au un sistem de sănătate. Cât de pe păi care avea un sistem de. Păi, vedeți. Deci, îi formez pe ea, dar ei pleacă. Nu pleacă. O să plece pentru Aici. că România nu îi... poate să-i păstreze. Domnul Pătraru, în 2-3 ani de zile, cât timp îi formez? Că nu se formează într-o lună de zile, da, doar da, pentru că da, ai dat da, niște bani. Da. În 2-3 ani de zile, oamenii ăștia pot fi mobilizați să lucreze în uh, uh, infrastructură în România, pentru că noi nu folosim banii europeni. Pe, construcția de autostrăzi. Bun, și așa se complică discuția. V-aș aduce însă a zis din. Dar, aer, dar vă spun că e un concept. Deci nu, nu venim așa, aruncăm idei. Deci avem un concept. Dacă ajungem la guvernare, trebuie, trebuie relansat, în primul rând, investiția în infrastructură. Acolo pot să mobilizez forță de muncă necalificată. Uh, dau drumul la Forța învățământul profesional. de muncă profesional. necalificată, e foarte, dau, e foarte... Drumul da? la învățământul da? profesional da? o calific da? și o orientez spre locuri de muncă care sunt mai bine plătite în România, nu în altă parte. Pentru că veți vedea, în timp, începe să scadă uh, cererea de forță de uh, muncă. Și în plătită bine și în țările astea care acum. Dar haideți să vorbim un pic România. pentru că suntem în România, suntem săraci și peste 50% dintre salariile din România sunt pe salariu minim. Și atunci, dumneavoastră a, a zis despre, să nu mi-o ziceți pe aia că iau mai mult în mână, că iau la negru, de că ce? e taxarea, că, că nu știu ce, coștiți. pentru că oamenii sunt plătiți pe salariu minim, aia au ei acolo, da. e un salariu dar minim. Dar eu zic că problema Tot că poate nu fi, fi corectată instituțiile... și, func... și altfel. Da, acolo. dar pentru că nu funcționează instituțiile Absolut. jumătate dintre salariile din România pe salariu deci minim. Deci ajungem acolo, la ce spus, la la acești oameni necalificați, de ce... Sunt foarte mulți oameni necalificați, și muncitorul necalificat e foarte util pe, peste tot. Încep, da, dar ai nevoie de necalificați să facă tot felul de lucruri, fie îi califici acolo la locul de muncă pentru ceva, fie, dar sunt, e nevoie de, de acești oameni. Ori ei trăiesc în acest moment în România, că este o discuție acum foarte uh, aprinsă, pe un venit care nu le asigură un trai nu decent, care nu le permite să iasă din sărăcia extremă. Ori, eu cred că în primul rând, aici trebuie să umblăm Așa foarte e. tare. Sărăcia extremă nu înseamnă doar venitul. Înseamnă și serviciu public. Pentru că ajung în sărăcie extremă cei care se duc într-un spital public sau se duc la un dispensar public și n-au minimul de servicii pe care păi trebuie să le aibă pentru ceea ce plătesc. Cei plătiți și pe, pe salarii minim să nu prea ajung. Ei, deci, sărăcia extremă înseamnă mai multe lucruri. Înseamnă lipsa accesului la educație pentru Corect. copii. Inseamnă Și de o parte... excluziune. Deci nu e vorba Seam... da, doar da, da, de da, salariu. Da. Eu ce spun? Evident că avem nevoie și de forță de muncă necalificată. Dar noi avem nevoie acum de forță de muncă calificată ca să meargă economia. Ca să putem produce pentru banii aia pe care îi dăm uh, la salarii mărite. Eu asta spun. Eu nu spun trebuie să tăiem salariile pentru că nu producem. Nu, trebuie eu să le spun, mărim. Trebuie să producem mai mult. Vă da. spun eu că dacă le mărim, avem toată, Absolut. toată forța putem, de muncă. Absolut. Da, domnul Pătraru, nu putem doar să mărim fără să facem altceva ca să stimulăm economia. Eu asta spun. PSD-ul a mărit salariile foarte bine Dar n-am făcut alte lucruri Mai mult, a dat păstă cap complet economia Eu spun, da, cu salariile mărite Trebuie să uh, creăm condiții la antreprenorilor Să investească Ca să putem crea acele locuri de muncă Să, să poată să își creeze Uitați, dumneavoastră da, ca Dar antreprenor, nu mai e suficient să creăm locuri de dumneavoastră, muncă ca Ele există Trebuie uh, să creăm automat. locuri de muncă bine plătite Absolut Dar uh, uitați, dumneavoastră, ca să creați Aici, la uh, starea nației, e mm -hmm. un business, să zic da. așa. Bun. Uh, ca să creați locuri de muncă bine plătite, trebuie să imaginați tot felul de soluții ca să vă creșteți uh, uh, veniturile, să creșteți cifra de afaceri. Uh, dincolo de ceea ce faceți uh, emisiunea asta, o foarte bună idee și uh, uh, inovativă a fost cea cu cafeaua, uh, mm -hmm. de exemplu, crearea mm -hmm. unui brand și folosirea mm -hmm. brandului ului ăsta, pe urmă pe un domeniu lucrativ. Da. Aveți alte idei acum, discutam da, de agricultură da, da. înainte. Mm -hmm. Ei, asta înseamnă un, să creezi condițiile unui antreprenor, să-și folosească inteligența ca să creeze oportunități noi de câștig și nu să-și folosească inteligența să țină piept administrației publice ineficiente, neprofesionale, ca să nu mai vorbesc și corupte. Aici corrupte. suntem total de acord. Ei, despre asta mm -hmm. e vorba. Da, aici suntem total de acord, însă Ok, antreprenorul creează, face, dar trebuie condiționat, trebuie condiționat să-și plătească oamenii. Ok, să existe o această minimă siguranță că vor fi plătiți oamenii așa cum trebuie. Eu cred că un antreprenor care vrea să investească pe termen lung în România și aceea trebuie încurajat. Aia e problema. Că nu, noi am cam încurajat nu, pe ăștia care... cu telefoniste și cu nu, nu, uh, eu, eu aș încuraja uh, pe forță cei de care lucru... vor să investească pe termen lung în România și să investească aici nu doar în producția de subansamble, ci uh -huh. să monteze aici mașina uhum. și să, mai mult să vină să investească aici în cercetare-dezvoltare ca să creeze cu inteligența de aici mașini Correct. noi, instalații noi și așa mai departe. Eu pe aia vreau să-i stimulez ca să creeze locuri de muncă pentru oameni care sunt bine formați. Că slavă Domnului va fi de lucru și pentru cei necalificați. Avem, avem nevoie și de ei, dar pentru asta trebuie să mă duc în paralel cu o creștere a calității serviciului public în raport cu cetățeanul și în raport cu antreprenorii ăștia și cu o predictibilitate măcar pentru antreprenorii ăștia ca să știe omul peste, da. peste 4 ani, 5 ani de zile e? în ce direcție vrea să o ia. Total de acord. Ei, asta e abordarea da. pe care da. vrem să o avem. Bun. Vă propun acum să trecem, chiar dacă foarte abrupt, la o șansă pe care eu cred că ați ratat-o și o să vă acuz de treaba asta, și pe dumneavoastră, și pe domnul Barna, și pe cei de la Plus, și pe cei de la USR. Cred că mult timp de aici, până, până o veți rezolva. Alegerile în două tururi. În opinia mea, aveați în acest moment o oportunitate foarte mare să vă opuneți total sistemului și să creșteți foarte mult. Iar o astfel de condiționare. Cred că asta ar fi fost la care cumva s-a renunțat foarte ușor. S-au semnat niște de alegerile în două tururi. Adică, bă, uite care e treaba. Noi susținem orice fel de construcție vreți voi. Dacă Așa cum a ieșit Barna prima dată. Dacă nu ne garantați că alegerile vor fi în două tururi. Nu discutăm altceva. Deci, bă, cum, adică, așa cum s-a intrat la Orban. Bă, Orbane, vrei să mă așez? Da. Bă, avem alegeri în două tururi? Bă, că stai să vorbim. am plecat. Adică eu așa aș fi făcut. Și tot dumneavoastră, pe urmă, ați acuzat USR-ul da. că e arrogant cu nasul păsuț și că nu susține uh, demiterea guvernului nu, Dăncilă. Nu, nu e pentru adevărat. Că nu susține păi nu, guvernul l-ați demis. Guvernul l demis. Păi, dar nu-i de -i demis. Că acolo e, doamna Dăncilă e acolo. Venit. Trebuie să plece mâine. Așa. Și pentru asta trebuie instalat un nou guvern, ca să plece doamna Dăncilă. Pentru că orice oră cu doamna Dăncilă ne creează probleme nu doar în țară, dar acum și la nivel european. Și românul de rând care ne-a votat și pe noi, nu poate să înțeleagă că după ce a votat masiv pentru altceva decât PSD-ul în mai, după ce acum a fost o majoritate în Parlament care a spus nu guvernului PSD, după o lună de zile e în continuare acolo și îl mai ținem încă două-trei luni de zile pentru că noi avem pretenții pe care PNL-ul singur nu le poate rezolva. Pentru asta trebuie majoritate. Eu văd altceva. Eu văd ipocrizia unor partide care Acum și al de vorba de alegeri în două tururi. Eu și că și pe Victor Ponta cred că l-am auzit la un moment dat vorbind de alegeri în două tururi, că dar ar fi uh, interesant. Dar acum când e vorba de a trece proiectul ăla de lege, uh, nu mai trece. Și o astfel de decizie nu poate fi luată prin ordonanță de uh, urgență. Asta trebuie asumată politic uh, acolo. Dar noi o să ne pregătim să câștigăm alegerile locale și într-un sigur tur. Pentru că ne vom coaliza cei din opoziție, să propunem candidați da, da, aici... comuni și o să câștigăm. Da, da, aici alegeri. nu e vorba de câștigul sau de pierderea de la un anumit moment pentru un partid. Aici e vorba de întărirea democrației, despre reprezentativitate. O să avem primari cum avem acum de la și în capitală și în marile orașe, aleși cu 12, 13, 15%. Ceea ajungem, ce... ajungem noi cu o majoritate în Parlament și facem schimbările astea. Pentru că uitați ce se întâmplă când trebuie să ne milogim la alții care fac majorități de strânsură acum, că asta se întâmplă. Cu Parlamentul ăsta, oricât am vrea noi să fim de inovativi și de optimiști, cu Parlamentul ăsta nu ai altceva ce să faci decât majorități de strânsură, pe interese personale sau de grup. Când vom avea majoritate și de asta vorbim de alegeri. Păi deci atunci, anticipate. de ce de, de ce? Când vom avea majoritate, facem modificarea Și asta, de ce n-ați intrat la guvernare? Care a fost gândirea din spatele acestei decizii? Cum ați decis, bă, noi nu intrăm cu voi? Să luăm ministere, să facem o chestie? Păi, haideți să haide o luăm atunci, dacă tot uh, mi se pune întrebarea asta și eu tot dau explicații. Uh, nu mi s-a propus. Nu mi s-a propus să intrăm la guvernare. Deci nu s-a venit. Păi, voi partidul care a condus uh, lista asta pentru moțiune a fost PNL-ul. Da. PNL da. Ei au spus că își asumă uh, guvernarea. Uh, și au decis să intre la guvernare singur. Sunt argumentele lor pe care le înțeleg, dar nu s-a pus problema că noi ne tot scuzăm de ce n-am intrat la guvernare. Eu am spus, eu unul aș fi intrat și mi-aș fi asumat. Nu mi-e teamă, nu mi-era teamă și nu mi-e teamă, dar nu ni s-a propus lucrul ăsta. Pe de altă parte, dacă noi am fi intrat la guvernare, mă rog, acum vorbim noi, noi de la Plus, pentru că eu sunt da, uh, da, liderul da. unui partid care e în alianța asta uh -huh. între Plus și USR. Noi de la Plus noi nu suntem în Parlament. De noi nu știu cine ar fi avut nevoie, pentru că noi nu avem acum voturi în Parlament. De vrem să ajungem la alegeri ca să avem legitimitatea asta. Că toți zicea lumea că am ajuns la guvernare fără democrație. Acum avem democrație. Vă pare rău că nu ați făcut mai devreme. Nu, îmi pare rău, putem nu pare discuta rău? și despre nu asta. Vă pare nu. Rău. Uh, uh, colegii de la USR sunt în, uh, uh, în Parlament și ei au spus, domnule, acum soluția e să forțăm alegeri anticipate. Haideți să gândim o formă de guvern și de, de prezentarea unui candidat de prim-ministru În așa fel încât cu toți cei care spun că nu se mai poate guverna cu PSD-ul Și că e greu de construit majorități pentru că avem puncte de vedere diferite Hai să mergem la alegător Dacă Pro-România și alte stau atât de bine în sondaje cum i-am văzut noi la, Cum îi vedem și acum la imas și cum i-am văzut mm -hmm. atunci Păi de ce să le fie teamă să mergem la alegeri acum, nu peste un an? De zile, că da, România trebuie scoasă din criză, trebuie guvernată, dar asta o faci cu o majoritate legitimă. Și asta a fost propunerea noastră. Mergem, susținem un guvern care să ia niște măsuri imediate și uh, ca să corectăm niște greșeli imediate făcute de PSD și mergem la legeri anticipate imediat după legele prezidențiale, că nu le putem face înainte. Asta care, a fost. Care și Care sunt lucrurile e care noastră. ar trebui făcute acum, rapid? Uh, păi, uh, în primul rând, uh, justiția trebuie repusă pe roate. Secția specială trebuie uh, eliminată, trebuie eliminată legea aia cu recursul compensatoriu care uh, a scos uh, infractorii din uh, pușcării, uh, trebuie uh, pusă în aplicare decisă și pusă în aplicare o lege asta cu fără penal în funcții publice. Avem uh, acolo sute de mii, peste un milion de, de semnături de la cetățeni români legat de asta. Uh -huh. Alegerile în două, și, și legat alegerile de în două tururi. Eliminată da. ordonanța 114 pe care a dat păstă cap uh, uh -huh. antreprenoriatul. Sunt câteva măsuri legate și de, uh, de, de antreprenoriat care ar putea fi luate rapid, imediat și apoi pregătit uh, alegeri anticipate cu un program de guvernare care să stimuleze antreprenoriatul, să stimuleze investițiile în România și să vină cu o abordare clară, exact ce am discutat înainte, legat de reforma statului. Mă rog, nu mai vorbesc de faptul că ar trebui modificată și Constituția ca să putem face reforma asta statului. Pe, pe zona de justiție, cred că toată lumea e de acord cu faptul că această secție specială este o armă politică și că ea trebuie să dispară, dar vă întreb ce decizie ar trebui luată sau cum ar trebui acționată, astfel încât totuși să existe... O răspundere din partea să să eliminăm acele abuzuri despre care, iată, până și uh, oamenii de dreapta de la PNL, de exemplu, l auzeam și pe uh, Predoiu acum la uh, audier săptămâna trecută, spunând, domne, da, s-au făcut aceste abuzuri și ele ar trebui cumva uh, sancționate. Păi pentru că ele... și această secție s-a făcut pentru a uh, balansa, a contrabalansa un pic. Uh, Abuzurile. În momentul în care politicul se amestecă, avem automat abuzuri. Pentru că, uitați, dacă se bagă spaima în procuror și în judecători că vor fi de mici doar pentru că deranjează pe unul sau pe altul, atunci evident că bagă cap între umeri, unii dintre ei, alții pleacă, da. cum au fost pensionările alea Dar și în politicien, în 2017, dacă 2017, se bagă spaima că vor fi chemați la DNA să dea păi declarații Păi da, da tocmai, pentru... tocmai de asta. Adică, ai ai cum, nevoie cum? De, un, de un CSM, de un Consiliu Superior al Magistraturii, asta e ca idea. să fie Cine face ca să fie acest sistem clar, de, taric, de check and balances în uh, justiție... Astfel încât să dispară abuzurile. Păi poți să-l faci și cu implicarea instituțiilor unde sunt reprezentanți politici. Ai parlamentul, ai președintele, ai uh -huh. guvernul. Dar o faci fără să trimiți politruci în, în fruntea justiției, fără să intervii politic ca să numești un sau să-ți să, să, să baci coada la alegerile din CSM, ca să nu mai vorbim de Curtea Constituțională, și să transform Curtea Constituțională într-un instrument politic. Eu cred că dacă justiția e lăsată să lucreze și creezi condiții de transparență și acolo, și ai, și și ai, un, și ai okay. un echilibru din asta a forțelor instituțiilor din stat unde sunt reprezentați oameni politici, Poți să-ți faci treaba și poți să ai o justiție în care să ai încredere Dar dacă în momentul în care tu ai ajuns la guvernare Folosești ministrul justiției ca să uh, îl tragi de hățuri pe unul sau pe altul Și dai afară un procuror șef doar pentru că ți-a spus ție șeful că l-a deranjat pe el înainte și că DNA-ul face și drece. Păi du-te și reformează. DNA-ul cere rapoarte la DNA. Dar nu ca să-ți bat joc de, de cei care muncesc acolo să vii să faci o conferință de presă două ore în care să nu spui nimic și pe baza raportului ăla să demiți uh, uh, procurorul șef. Faci Cer un raport și uh, ai uh, inspecția judiciară care, în mod transparent și în mod echidistant, nu. Uh, nu pe bune, eu nu cred și că putem să punem uh, în discuție faptul că de, de, doar discutând despre asta inducem ideea că ar fi fost ceva bine în ce s-a întâmplat. N-a fost nimic. Toată lumea e de acord cu chestia asta. Abuzurile au existat. Toată ăștia trei ani au fost goana lui Dragnea Pentru a scăpa de pușcărie și a -și subordona justiția Prin toate deciziile astea Cu asta e toată lumea de acord Da aia PSD-ul are acum aceste probleme Întrebarea mea era Cum reușim să nu mai repetăm aceste lucruri Nu neapărat în interesul PSD-ului Ci în interesul Bun, altor Aici am vorbit acum de ce s-ar putea face în justiție Eu cred că trebuie o schimbare de mentalitate și în politică Pentru că trebuie să o recunoaștem Politicieni și mai ales politicieni de vârf au trăit și au cultivat foarte uh, multă vreme ideea asta a impunității. Eu sunt acolo, eu nu pot să fiu atins. Și justiția e pentru ceilalți. Și în momentul în care eu sunt atins și pus în cauză, uh, strig imediat că e atac politic. Și atunci de aici trebuie să pornim, să cultivăm cumva ideea asta a cinstei, a onestității și a competenței și profesionalismului și în politică. N-a fost cazul. Dacă ne uităm la cum au fost făcute liste. Pentru alegeri parlamentare Sau pentru consilii locale Chiar și când am avut Alegeri uninominale la Parlament Au ajuns cei cu bani Sau cei care aveau da. susținere financiară s cotizat și de nu, la nivel de consilier de sat până la, da. Ei, De asta și aici Sigur are un rol pe care începe să-l joace Tot mai bine și societatea civilă Cu presiunea asta pe mediul politic Pentru transparență Să curățăm chestia asta Cu imunitatea parlamentară Cu orice preț și pentru orice măgărie ai imunitate parlamentară, să o limităm doar pentru declarații politice și pentru, pentru poziții politice și în rest nu mai stai uh, la discuții cu asta. Deci, până nu facem reforma asta morală și etică și în politică, degeaba o să avem justiția, pentru că ajungem în situația când în care justiția e pentru ceilalți și când un politician e atins, când un procuror îndrăznește să întrebe Că un procuror întreabă și cercetează. Poate să nu găsească lucruri, dar să întrebe. Da. Stai un pic, dar tu, ca politician, ai mm -hmm. făcut chestia asta, ai fost implicat acolo, uite, ai oameni din jurul tău pe care i-ai pus pe funcții. Mm -hmm. Hai să ne uităm un pic la lucrul ăsta și tu să strici că e. Ok. A deci lucrurile astea trebuie corectate. Clar că trebuie corectate. Pe de altă parte, abia aștept să văd cum se vor purta acești oameni care în ultimii ani, iată, DNA-ul de când a fost Decapitat, practic, nu funcționează. N-am văzut niciun dosar scos, nicio cauză mare în, în această perioadă. Adică, noi avem acum instituții paralizate, tot de scandalul politic, tot de. Ce cred oamenii că li s-ar putea întâmpla? Dar, iată, nu avem oameni care să intre în treaba asta cu pădurile. N avem oameni, se, se taie ca la nebun. N-avem oameni să intre în treaba asta cu sănătatea. Nu s-a mai auzit nimic nici de uh, uh, substanțele alea diluate, de hexifarma. N-am mai auzit de nimic. Adică Când, o au, societate... la când au ieșit la iveală? În 2016, când era un guvern independent care nu avea controlul politic. Acum că nu care ies, au ieșit e... la iveală în presă. Au ieșit la iveală... le-au făcut jurnaliștii. Au ieșit nu... la iveală în presă și uh, justiția și-a făcut treaba. Adică atunci. nu, nu le-a dat guvernul. Păi că... nu, dar nu știu de ce nu ies și acum Cred, din presă. Nu știu. Sau, sau din atunci alte au ieșit. zone. Da? Atunci da? Au ieșit. Că mai avem, iată, într-o societate... și presa atunci a avut acces la anumite informații, la care acum probabil că nu are. Nu știu. Uh, și eu mi-am pus întrebarea, pentru că în 2016 gestionam criză după criză. Ieșau de Ieșeau la fiecare două, trei săptămâni apărea câte, câte o surpriză. Acum nu mai apar și Mă că nu mai există. Da, problemele. adică aici trebuie văzut. Nu, da, nu trebuie o... nici. Au loc puțin, să-i mângâiem pe cap pe oamenii ăștia. Haideți să ne înțelegem. Structurile astea, gen DNA sau iată, parchete, avem parchete, dar nu mai vedem cazuri. Da, nu trebuie, nu, nu, Am ajuns măcar, da... nici măcar pe traficul de persoane. Noi să nu avem o justiție care se poarte cât de cât ok. Avem pedofili în libertate, avem sentințe la oameni care dau un cap pe stradă, păi, că, care se împărate... Dacă la vârf. La, dacă la vârf faci numiri politice și destituiri politice. Păi, eu vreau jos oamenii ăia să-și facă treaba. Păi aia eu fac vreau treaba, de la da. ăla să-și facă treaba, să facă dosare, să ducă. Arătați-mi un procuror care s-a făcut dosare împotriva tu a ieșit cu ele și a zis am făcut aceste dosare, nu pot să le, să le dau mai departe că șefii se opun și a pățit ceva. Ală Public. Îl o, o face odată. A doua oară e trimis în altă parte E trimis la ciorogârla Nu putem să funcționăm hârtii. așa nu, cu sistemul eu, eu Dacă să toată lumea se teme eu apăre... Păi da, dar da, din păcate păi Nu e ok, okay cu... să... Uitați-vă la ce se întâmplă cu, Pătraru... cu scandalul cu firea Ați văzut? Au început unii să iasă domne știți, noi dăm bani înapoi Am auzit că am luat nu știu ce Bă, a tot șpagă s-a numit aia și când ați luat? Ideea e că femeia și-a și făcut pe banii bucureștenilor Imagine și n-ați atacat-o Pentru că avea contracte cu voi eu mă scuzați, n-am ce să dau înapoi, da? Deci, a aici e ideea. La fel e și în justiție. Bă, faceți-vă treaba pentru care sunteți plătiți și pentru care că nu mai putem vorbi în justiție de salarii de, de 200 de euro, și lucrați, produceți rezultate, altfel acasă. Adică așa cum ziceți de cei de la ANAF, Dar cine dea, administrație a... A... și așa cine mai departe. Acasă. Și, că, și ăștia alții. că cei care acum influențează justiția, tocmai asta vor. Că e să rămână acolo și să tacă din gură. Și cei care uh, fac gălăgie să plece la pensie anticipată, eventual. Dar să știți că, și știți foarte bine, că frica asta, oricât am vrea noi să spunem, domnule, haideți, fiți uh, curajoși. Uh, frica asta și teama de repercusiuni când ai uh, familie, când ai uh, Așa. copii pe care trebuie să îi întreții, are un impact uh, psihologic mult mai mare decât uh, credem noi. Domnul eu, Ceolos, eu, eu am văzut. Ai copii și familie și rate. Nu te faci procuror, da, nu bun, te faci judecător, și în, spun... eu... să... da, în altă parte, tată, fă o firmă, dacă vrei să... Da, du-te în altă parte, nu al... poți să zici, stai domne că am familie, nu mă interesează. Da, aici suntem perfect de acord okay. și ăsta e și mesajul pe care eu îl cultiv. uitați am fost în Telorman. se discută acolo cu oameni în sate, în mediul da, rural. Da. Oameni care îmi spuneau că lucrurile nu merg bine și că ei aveau idei cum ar putea fi făcute altfel. Și am zis, domnule, de ce nu candidați, uite, consilier local, la primărie haideți cu noi, împreună. Și mulți dintre ei, multora dintre ei, le teamă pentru că spun, domnule, primarul ăsta e atât de bine Asta, trebuie, aici. Să dispară, ei, asta trebuie să dispară, domnule. Asta trebuie să, trebuie să dispară. Exact. Da. asta trebuie să dispară. Când și, eu. Crede, și Aici e o întrebare pentru că eu, în ciuda tuturor opiniilor, uh, sunt extraordinar de optimist în legătură cu evoluția noastră. Pentru că dacă privim ce se întâmplă în ultimii 30 de ani, eu nu zic, citind destul de mult pe tema asta, cum s-au descurcat națiunile, mai ales după atâta întuneric și după atâta... Noi n-am fost nici înainte de comunismul ăsta niște băieți senzaționali și eu unul pentru mine este o mirare fantastică, în primul rând că uh, uh, România asta există ca stat așa, Că are atât de puține probleme, și că în ăștia 30 de ani, care la scara istoriei înseamnă nimic, înseamnă zero, am, am făcut evoluat. atât de mult, am evoluat atât de mult. Sigur că există frustrarea asta a oamenilor care se uită zilnic la emisiune și peste tot și în politică și zic, bă, nu se întâmplă nimic, nu se mișcă lucrurile, e nefericit. Și la se uită, uită Doamne, au avansat și mai repede. Da, unii merg mai repede, au avut alte condiții, s-au agățat de alte lucruri, dar și noi am ieșit destul de mult. Cât credeți că va mai dura? să refacem încrederea, în primul rând, unii în alții? Eu cred că deja o avem. Eu văd lucrurile așa, poate o să spuneți că o dau pe filozofie, dar ca să ai încredere în celălalt, în primul rând trebuie să ai încredere în tine. În momentul în care ai încredere în tine, că tu ești gata și poți să-ți asumi niște lucruri, în momentul ăla împărtășești asumarea aia cu ceilalți. Și eu cred că noi în, în faza asta suntem, în care tot mai mulți, Oameni, tot mai mulți cetățeni români încep să aibă încredere în ei, să spună ceea ce cred, pentru că și asta. să teama nu le mai fie frică. E, da? e într tot acolo, Faptul bine. că tot noi acolo. vorbim acum de uh, lucrul ăsta, înseamnă că uh, sunt mulți care și-au depășit deja stadiul ăsta. Și uh, oamenii care încep să aibă încredere în ei, încep să se uite și uh, în jurul lor și să vadă că sunt și alții care au încredere în ei și încep să aibă încredere unii în uh, ceilalți. Dar la noi a fost cultivată și întreținută neîncrederea asta. Uitați-vă la campanii electorale din uh, ultimii 10 ani și o să vedeți, și chiar din 2014 încoace, și o să vedeți că la fiecare an sau tot la 2 ani. S-au făcut campanii foarte mult în care am fost azmuțiți împotriva străinilor, azmuțiți împotriva românilor care au plecat în străinătate, a săracilor împotriva bogaților, a ăstora în vârstă cu pensii și salarii pe care noi le mărim împotriva tinerilor care sunt împotriva uh, voastră și așa mai departe. Deci uh, uh, e întreținută treaba asta și eu cred că dacă noi realizăm lucrul ăsta că alții vor ca noi să nu avem încredere în noi și să nu avem încredere în unii în alții, dacă înțelegem lucrul ăsta și îl depășim, ne avem foarte multe aturi acum ca să progresăm foarte repede. Deci, sigur, noi ne uităm la vecini că avansează mai repede, dar noi avem 4-5 milioane de oameni care au plecat în alte părți și care fac lucruri miraculoase acolo. Deci eu v-am spus de muncitori, începând de la muncitori. Găsați că postiție. și alții au, și polonezii au, și bulgarii, îți plecați mulți, uh, dar ei nu, sunt mai puțini. Raportat, și nu, la, populația da, raportat și la, la populația lor la nivelul lor de dezvoltare, da. noi am exportat da, foarte da, multe da, potențiale da, bunăstare da. în afară. Da. Și, deci, eu, și eu sunt foarte optimist. De-aia sunt acum aici și de-aia sunt acasă și de-aia sunt în politică. Altfel mă duceam și îmi vedeam de alte lucruri. Da. Dar sunt foarte optimist că lucrurile pot progresa. După chestia asta, după ce se va întâmpla cu uh, uh, prezidențiale, uh, ce uh, uh, veți face? Noi ne pregătim deja pentru alegerile locale. Okay. Uh, am văzut că multe lume mă întreabă, domnule, vă dispute, nu vă înțelegeți între USR și Plus că aveți fiecare Așa. candidat. Păi da, asta am decis noi. Am decis că până la sfârșitul anului fiecare din cele două partide din Alanțe Plus și USR își desemnează candidați la primării, mai ales Consiliul Locale, Consiliul Județene. După prezidențiale de prin ianuarie încolo, vom face o selecție internă între candidați de la Plus și USR și vom desemna candidați unici uh, sau candidați comuni la okay. alegeri și începem campania asta. Și vom vedea în ce măsură și cum facem, mai ales dacă nu reușim să modificăm legea asta alegerilor și să trecem alegeri locale în două tururi, atunci foarte probabil că în unele locuri va trebui să ne gândim și la alianțe și înțelegeri cu alte partide. Mă gândesc în primul rând la PNL, pentru că, domnul Pătraru, eu continui să cred că e o șansă istorică să dăm la o parte un partid sau să-l trimitem îndelung în opoziție, dacă mai poate să fie reformat, să se reformeze, și să scotem în față oameni și forțe politice care chiar vor să modernizeze România. Și uh, PSD-ul își ia SEVA și extrage SEVA din baronatele astea locale, care sunt pompe de subt bani de la bugetul de stat, uh, bani care sunt trimiși de miniștrii uh, din guvern și vedeți de ce e atât de important ministerul a, a dezvoltării Locale, regionale și programul la PNDL. E foarte important. E o -o -o duc, dar oamenii duc zic altceva. Oamenii zic, bă, uite, PNDL ul ăla, da, da. care e un program foarte bun, trebuie continuat dezvoltat. Am văzut că până și Orban a fost suficient de inteligent încât să susțină treaba asta. Da. Uh, și uh, oamenii zic, bă, ce siguranță o să am eu că odată ce am scăpat de ăștia de la PSD, acești. Da oameni care suc banul public prin firme și da, sunt niște organizații mafiote acolo, nu se va întâmpla la fel pentru că avem, exemplu, PDL exemplu, lucruri care s-au întâmplat în același pentru fel. Pentru că în paralel adică, PNL-ul are și el baronii lui, care au fost baronii PDL-ului și au fost... va trebui să scape dacă îi mai are și de ei asta și zic. de asta și eu am tot spus încă și se că intră în politică și... doar pentru banii din contractele cu statul sigur Da încă sunt da, susținute partide pentru asta. O Ok, dar tocmai de, asta, tocmai de asta că vorbeam înainte de administrația publică și centrală și locală, dacă PNDL-ul trebuie susținut în continuare, trebuie chiar puși mai mulți bani acolo. Și eu aș face altceva. Aș uni Ministerul Fondurilor Europene cu Ministerul ăsta dezvoltării locale-regionale și aș face același reguli și pentru Fondurile Europene și pentru bugetul de stat. Și aș ajuta la cofinanțare din bugetul de stat pe proiecte europene ca să atrag și mai mulți bani la primar. Și mai mult, i-aș da uh, uh, subvenție ca să angajeze la uh, primărie om echipă care să-i pregătească uh, proiectele. Nu doar pentru investiții publice, și pentru investiții private, pe dezvoltare rurală și așa mai departe. Deci, da, e nevoie de asta. Dar pentru asta am nevoie de o administrație publică da. transparentă să mă asigur că banul ăla e cheltuit în PNDL uh, nu s-a făcut niciodată o evaluare. Noi am început în 2016, ea n-a fost continuată. Pentru că atunci au venit primarii și au zis, domnul Cioloș, așteptăm să ne dați bani, să faceți plățile pe lucrări pe care le-am făcut înainte. Și am zis, domnule, hai să vedem ce, ce au dus. S-au da. făcut lucrările alea. Dacă s-au făcut, uh, au fost eficient uh, banii cheltuiți. Să vedem că poate imaginăm niște uh, modalități prin care cu, tot cu banii aia facem mai multe uh, lucruri. Ei, acolo... Evaluările se fac doar pentru a decide care sunt proiectele finanțate și și alea, alea sunt uh, uh, decise pe criterii politice foarte mult, dar nu mai face nimeni evaluări expost să vadă eficiența uh, cheltuirii banilor respectiv. Despre asta e vorba și asta poate să o facă o administrație eficientă. Corect. Și asta e foarte bine, dar aici există niște concepții greșite, pe unele dintre ele le-am auzit zilele astea în ieșirile publice ale domnului Orban, de pildă când a fost întrebat de locul de muncă, a zis lucrez la o firmă care nu are contracte cu statul. Frate, Mii de firme au contracte cu statul, adică să scăpăm și de treaba asta că e ceva rău, să ai contracte pe bune cu statul. rău, da. Cei mai mulți bani ai statului pe investiții, pe investiții. Da, pe investiții merg la firme private care trebuie să cheltuie banul ăsta public foarte Absolut. și eu cred că e foarte bine că sectorul privat să în proiecte publice, pentru că avem nevoie de competență de performanță. Nu eu cred că problema e când ești angajat la o firmă uh, privată și tu ai putere de influența deciziei... Uh, Bineînțeles, modul sunt multe care se bani și dirijă da. spre firma aia acolo. Ultima ultima temă sunt foarte curios. Uh, uh, sunteți destul de mult la Bruxelles în perioada asta. 3 zile pe săptămână. Trei zile, pe săptămână. Trei zile pe săptămână. Cum care-s discuțiile acolo? Dar nu mă refer la discuțiile oficiale, la discuțiile când vedeți cu oamenii aia pe acolo. Bă, ai noroc, ai noroc. Cum între? Ce dracu faceți mă acolo? presupun că vorbiți cu oamenii, vă cunoașteți, sunteți amici cum cum văd ei ce se întâmplă la Păi acum, haideți să o iau așa, în Parlamentul European, da. avem uh, noi, uh, Alianța dintre Plus și USR, suntem în grupul ăsta, RINU, în da. grup de centru. Uh -huh. uh, PNL-ul e în grupul PPE, la popular conservatori, uh -huh. și PSD-ul e în grupul social-democrat. Da. Deci, practic, hai să zicem, primele trei forțe politice din România sunt reprezentate și acolo în primele trei forțe politice din Parlamentul European. Okay. Deci discuțiile așa acolo, sigur că a, oamenii știu ce se întâmplă în țară, știu care sunt a, a, jocurile, care sunt a, a, orientările politice, viziunea și așa, așa mai departe. Deci a, nu e, cum să spun, nu sunt surprize foarte mari a, acolo. Același informații la fel cum discutăm de ce se întâmplă da. în Ungaria, a, eu știu da, unde da, și acolo da, problema, adică a... Păi, să știți că, ceilal... să știți că uh, acolo și vorbesc acum de parlament, de comisie în instituțiile europene de la Bruxelles Sunt mult mai multe informații despre ce se întâmplă în România decât cred uh, oamenii de aici, chiar și politicienii de aici Că PSD păi știm asta, ne-a zis PSD-ul, că duceți voi ăștia nenorociți, duceți informații și influențați. Da, impoziții. le du ducem cât mai multe informații ca să știe oamenii de acolo realitatea de aici. Și oamenii de acolo știu foarte bine și fac diferența între un partid sau altul care e la guvernare și uh, cetățenii români, cei care muncesc cinstit, cei care vin și apără statul de drept în stradă. Uitați, să vă dau un exemplu. Ăsta n-a fost la Bruxelles, la Frankfurt. Am avut o întâlnire cu tot grupul pe care îl conduc, Renew, un fel de team building, deci cu 100 și ceva de oameni, la Frankfurt. Ne-am invitat colegii de acolo, de la FDP. Și aveam seara un... Team building-urile astea sunt ca la noi. Zici ceva, nu știu ce, seara, un șprit, noi socializare... Am avut, și... noi am avut o zi jumate Așa. în care am discutat două jumătăți de zi despre prioritățile politice ale grupului și am vrut să retrag grupul, să nu mai fie că și acolo, la Bruxelles, în Parlamentul European, sunt pe la tot felul de ședințe de comisie, mm -hmm. și când vreau să fac o ședință cu tot grupul, îți două treime acolo, așa, i-am dus pe toți uh, o zi jumate să discutăm de prioritățile grupului pentru următorii, următorii cinci ani. Și seara, așa cum ziceți, o ieșire, hai la un pahar. Erau și uh, colegii nemți uh, uh, din Parlamentul uh, Germaniei, dar din partidul care e la noi în grup. Și m-am dus, am ciocnit un pahar cu ei și le-am spus, fraților, eu ar cam trebui să mă retrag pentru că am o întâlnire cu comunitatea românească din Frankfurt, făcusem cu celălalt colegi europarlamentar de la USR Plus o întâlnire într-un restaurant și au venit mm -hmm. vreo 50 și ceva, 60 de oameni. Și un parlamentar german de la FDP, liderul grupului FDP din Bundestag, mi-a zis A, uite, Dacian, dacă te duci, transmite salutări și din partea mea și spune-le că noi la Frankfurt apreciem foarte mult calitatea profesională și omenia românilor care lucrează aici la Frankfurt." Pentru că știu că multă vreme i-au fost foarte afectați de faptul că românii erau confundați cu cei care veneau și mai ciordeau și mai spărgeau câte, câte un magazin și așa mai departe și că Încă asta s-a răsfrâns lume, asupra da. lor. Ei, spunele că facem foarte bine diferența și că știm foarte bine și la nivelul ăsta politic de conducere din, din zona de acolo, din Land și din Frankfurt, că sunt români foarte decenți și care își fac treaba corect și care sunt apreciați. Și am zis, da, zic, știu acum, uh, sunt români plecați din Transilvania de etnie germană, de fapt, care au plecat. Și nu, nu, ăia uh, nu facem, nu amestecăm lucrurile, aia, oricum sunt tratați diferit pentru că sunt, îi considerăm cumva și germani de Și dar nu, eu vorbesc de români, de cetățeni români, de limbă română, care știm că lucrează aici în diferite domenii și care sunt oameni foarte respectabili. Ei, atitudinea Bun. asta o întâlnesc și la Bruxelles. Să știți că oamenii, se face diferența între uh, unul care uh, e șmecher și unul care își face treaba. Uh, uitați uh, Laura Codulța Căveșii, care a fost apărată și susținută acolo împotriva tratamentului la care a fost supusă de guvernul uh, PSD pentru că era recunoscută și apreciată competența. Bun. Mulțumesc foarte mult. O singură chestie să-mi răspundeți cu da sau nu că explicația nu e neapărat uh, necesară. Dacă uh, credeți că erau locurile, rolurile invers în acest tandem uh, Dan, Barna, Dacian, Cioloș uh, ați fi avut mai multe șanse. Nu știu. Asta ar fi, ar fi speculație. Uh, eu am... Uh, adică decis... noi am făcut speculația asta la noi în redacție și am zis că ar fi fost... Uh, mai bine eu invas. am decis să mă duc pe linia unde simt că pot să fiu eu cel mai eficient și unde mă simt. Uh, dar da, ați văzut fază. Că acum și unii dintre liberali, de exemplu, Alina Gorgiu a fost săptămâna trecută la noi și a zis, domne, uite, ați văzut ce a însemnat și un uh, guvern tehn tehnocrat, că nu a fost tocmai uh, ok, cum uh, vedeți lucrurile. Bă, și eu așa zic. Da? Că atunci ar fi trebuit partidele politice să-și asume guvernarea, dar n-au făcut-o. Da. Deci nu i-am cerut fraților, uite, eu stau și aștept, puneți-mă, domnule prim-ministru, că n-am ce face acasă. Uh -huh. A fost o decizie care a fost luată uh, la vârful statului uh, să fie numit un guvern independent, Până... pentru că din diferite motive, țineți minte, oamenii erau da. în stradă atunci da. și fluierau împotriva partidelor politice. Da, și eu spun, e nevoie de guverne politice dar care să poată să facă lucruri. Atunci, indiferent ce guvern ar fi uh, fost, uh, nu știu câtă majoritate putea să aibă în Parlament într-un an electoral ca să facă reforme. De asta și atunci. Uh, eu și am iată, mă întreb, în de ce nu, de un ce un nu vă gândiți la legeri anticipate dacă tot avem situația da. asta extraordinară? Că s-au temut partidele de alegeri anticipate, pentru că erau oamenii înfierbântați. Se, în se va repeta treaba asta sau am putea avea anticipate? Eu cred că am putea avea. Acum eu cred că am putea avea anticipate dacă PNL-ul pe bune, așa cum declară, chiar vrea anticipate. Văd că și președintele Iohannis vrea anticipate. Dacă și Victor Ponta și Pro-România vrea anticipate. Dacă și ALDE ar vrea anticipate. Și toți cei care Spun uh -huh. că, domnule, nu mai e majoritate în uh, Parlament să și pot un... să susțin un guvern că minoritar. Putea... Uh, eu zic că nu se excluse și în direcția asta trebuie să lucrăm și să venim cu argumente și să arătăm că e împotriva interesului României, în primul rând, și chiar și a partidelor ăstora, care spun că vor să reformeze. Da, dar Parlamentul via. ăsta a demonstrat că nu dă doi bani, așa, în structura lui de acum, că nu dă doi bani pe interesul public și atunci în, Bun, uh, vorbesc dacă, de majoritate. Dacă oameni din Parlamentul ăsta vor să meargă în fața cetățenilor fie păstuna, Păi nu fie mai vor să meargă, argon. dar zic, bă, mai câștig un an atâția eu bani, cred că sunt de acolo mai, mai mulți, fac trei business-uri și am terminat. Eu, sunt, eu, cred că sunt mai mulți care vor să meargă și poate e da? o majoritate care vor să meargă și nu atunci trebuie să, să, vedem. să gândească. Eu nu o... cred că o să vrea vreunul să plece de la Ciolan. O să, o să vedem cum atunci se va Atunci, cu atât mai mult, România ar trebui să voteze partide care vin cu oameni care n-au mai fost de noi în Parlament. Da. Bine, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ne vedem în fiecare zi de luni până joi la Prima TV cu starea nației. Să fiți iubiți!